Îndrăgita competiție Sinaia pe pârtie se va desfășura și anul acesta pentru cel de-al 6-lea an consecutiv. Concursul este programat să aibă loc pe pârtiile de altitudine de la cota 2000 și este destinat împătimiților sporturilor de iarnă de toate vârstele cu domiciliul în Sinaia. Concursul va avea loc la sfârșitul lunii martie, iar organizatorii speră ca numărul celor înscriși să fie mai mare decât în anii precedenți. Ca în fiecare an, concurenții vor fi împărțiți pe grupe de vârstă, iar câștigătorii vor fi premiați de autoritățile locale.